Suntem la Neabadea să vedem ce mobilă și-a tras pentru pavilion. Asta l-a făcut anul ăsta. Păi, o probă, băi, o probă. Lasă că face și proba imediat, asta e prima dată să filmăm ce a făcut remorcuța pe două axe. Frumos, să poți să o ridice, să o lase independent pe loc. Are și stupinea și vreau să văd ce a inventat el, să vedem. Urdinii superior, chestia asta care m-a prins de ce a făcut-o așa. Păi acolo vine... Colector de polen, colectorul clar. De polen vine aici. Și zici că nu-i greu când dai, nu este toată albina pe tine, când îi dai, nu cade toată jos. Când îi dai drumul la zbor. După... Nu, domne, păi la miezul nopții, ce drăguț. Miezul noapte, zici că nu. N-are cum. Așa. Albina e în stup, ce să caut? Ăsta capacul OSB-ul... Ăsta e capacul din OSB ăla tip canadian, podișorul... Hrănitor cusită. Ăsta ți l-a fiert în parafină, nu? Ăsta e fiert și capacul și podișorul. Și aici are un pic de pe aici vine lichidul, pe aici vine lichidul și aici mănâncă, vine albina și mănâncă. Da, ok. Deci urcă pe aici, sus, și vine și mănâncă aici. Noi o putem vedea. Corect. Albina ce face dacă lucrează, asta aici este. Unde se poate pune un pic de împachetaj pe timp de iarnă, așa pui un polistiren. Pui un polistiren. Păi da. Și ăsta e capacul tot așa, ăsta l-ai făcut mata capacul, nu? Și ăsta e capacul făcut de aia, de la fabrica, de stupe Oradea, nu de mine. A, ei ți l-a făcut capacul. Păi da, bineînțeles. Și ăsta poți să-l fier, îi fier de fapt, e nu? Fiert, păi fiert în parafină. Și da. Corpurile fierte. Și mata n-ai fiert decât capacul și fundul l-ai fiert. Da, uite așa. Corpurile nu-ți fierte, mă? Nu, nu. Ah, nu, păi dar nu prindea vopseaua dacă erau fierte. Ăsta e făcut de 25, nu? De 25, da. Da, bine, bine lucrat. Uite, se închide perfect în unghiul, n-are găuri, n-are... Să pui... Ce să aibă, domne, că n-ai găsești defect. Nu știu dacă prinde camera, eu uite cum m-a încheiat aici. Ia uite, în dinți, aici, cum a încheiat. Încheiat smecher, uite. N-a aruncat. 5 cm de deci nu pierde nimic la maestorul ăla de la Oradea de acolo. Totul lucrează cum a încheiat. Da, tot uite se vede. Și aici ai lucrat în timp, și aici ai lucrat, și aici ai lucrat. Și acolo. Păi da cum? Și acolo a pus un centimetru. Păi da, peste tot e lucrat. Și aici e pavilionul. Ăsta l-ai făcut acum ultima dată să nu plouă, nu? Ăsta l-ai prins atunci. Da, l-am îmbrăcat eu cu asta. L-ai îmbrăcat. Păi da. Astăzi e pe plus 2 kg. A plouat azi noapte, a luat apă. A luat apă. Hai noroc. Da, asta a fost interesant. Dacă colegii își cer cântarul în mijlocul iernii pe 22-23 decembrie. Îmi pare rău că n-avem colectoarele să le... N-ai montat. Colectorul pus, da? Nu am niciun colector montat, n-am. De ce n-ai pus, bă, o bucată? Bă, acolo am zis strategic să facem pușchi. Nu, mâna mea, deci că n-ai mai avut. A rămas fără. Bă, dar nu mai... Rău marfă. Da. Las că arată bine. Proțapul e șmecher rău de tot. La ce-ai făcut? Ai luat de la băieții ăștia de la sonde tot proțapul? Nu, mă, proțapul e proțap reglabil. Ține peste 2 tone jumate. Ce 2 tone asta remorchez de 40 de tone că ce ai nici ăla la tir n-are. Pentru care ai venit la mine de pentru aia ai venit? Și aici, dar stai un pic. Ia zi încoace. Deci de chestia asta ce faci? Deci reglează odată de aici. Deci reglezi înălțimea la mașină? Da, și odată de aici. De aici. Deci ai două reglaje. Da, două reglaje, da. Da, dar e remorcă de mașină mare. Frumoasă. Stai cu ce s-o trage. Păi e greu dacă aceea e, poți să pui câte, 2 caturi, 3? 2. 2 caturi. 2 caturi, da. Ăsta e vechi, ce a mai rămas pe vatră. Aceea e, da, și da. Și ăsta al vechi, de acum 2 ani. Ăsta e vagonul meu de suflet. Vagonul de suflet, asta e prima. Păi da. E, asta e cu camera, cu... Uite, fii atent că ieșiră 2-3 la zbor. Păi, în ce pur că nu e frig afară. Da. Și l-ai pus totuși... Are soare și pe partea asta sau nu? Are. Cum? E pus bine cu proțapul la nord. Păi da? Cum să nu? Ia începură deja, începură să miști de pe aici. Da. Uite-le, faci și căldură, ți-ai luat acea butelie. Păi dispozitivul de... dispozitivul de grătar, nu? Păi bravo, mă! Bă, Neabadea, mă! Camera că... apicultorului, dă-i un zoom acolo să vadă băieți. Camera de extracție și odihnă? Păi da!
Deci ca să știe fetele ce să caute. Apicultor șef. S-a băgat, mă, te mâna mea banii. Da? Ai primit și bani, ești bogat acum. Ce să mai... Până data viitoare, numai bine. La revedere.